a fost vacanța? Lungă, dar scurtă. Am avut o vacanță destul de lungă față de ce am avut în ultimul an și jumătate datorită acestei situații. Dar în același timp a fost scurtă pentru că mereu când te reîntâlnești cu mulți oameni pe care nu i-ai văzut de mult timp, când stai cu familia, trece totul mai repede decât într-o zi oarecare. A fost prima vacanță așa în care ați revenit cu adevărat la normalitate? Da, bine, cu restricțiile impuse pe care trebuie să le respectăm, dar a fost o, din punctul meu de vedere, a fost o vacanță normală, cum era înainte vacanța. Ce urmează pentru tine acum? Pentru mine acum o să urmeze o perioadă de cantonamente, antrenamente, știți cum e în fotbal, începem pregătirea, avem o perioadă de 5-6 săptămâni de pregătire și toată această perioadă care încet, încet revine la normal, fanii se întorc pe stadioane, nu fac decât să ne motiveze și să dăm mai mult pentru fotbal, să jucăm și să ne bucurăm de toate momentele pe care ni le oferă fotbalul. Ce obiectiv v-ați fixat în acest nou sezon, care se anunță unul normal? Da, sezonul trecut a fost foarte dificil, dar în acest sezon revenim la obiectivele noastre pe care ne sunt impuse în fiecare an, și anume să ne batem la trofee, să încercăm să câștigăm cât de multe trofee putem în campionatul Poloniei și să ne calificăm la sfârșitul sezonului în cupe europene. Ce sentimente te încearcă când știi că la București se joacă un turneu final și noi nu suntem acolo? De frustrare, sincer, că nu suntem acolo, cum ai spus și tu. Cred că ca valoare putem fi acolo oricând, trebuie doar să ne schimbăm noi și să avem altă mentalitate și să dăm mai mult, cred, să ardă pe noi mai mult carnea pentru a fi la astfel de turnee finale. Ai și antrenat zilele acestea pe lângă Stadionul Național și ai văzut atmosferă, pregătiri, agitația din jurul stadionului. Da, este chiar, mergeam să alerg pe Lia Manoliu și când vedeam câte pregătiri, sincer, eram foarte frustrat pentru că nu suntem acolo. Imaginam ziua meciului cum vin familiile, prietenii, toți oamenii la stadion, noi ne pregătim, atmosfera, să-ți cânte imnul, să fie un turneu final. Lucruri incredibile care greu le poți descrie. Dar, cum am zis, acest lucru trebuie să ne motiveze și să facem tot posibilul să ne calificăm la viitoare turnee. Din nou am arătat două fețe la aceste două meciuri amicale pe care le-am jucat. Una dezamăgitoare în primul, iar în meciul cu Anglia parcă s-a văzut altceva. Eu cred că e nevoie de răbdare și de timp. Cel mai bun exemplu e naționala Turciei. La fel, acum 3-4 ani când am jucat cu ei la Cluj și am bătut, nu spuneau nimic, era o națională oarecare, toată lumea vorbea oarecum urât de ei, că nu au valoare, că nu pot mai mult și uitați în 3-4 ani ce s-a întâmplat. Și Mircea Lucescu a spus la vremea aceea, aveți răbdare și o să vedeți că va fi o națională puternică. Și drept dovadă, din punct de vedere, ea o națională puternică care a început să se califice mereu la turnee finale. Cred că avem nevoie și noi de acest lucru. Avem foarte mulți jucători tineri de valoare care vin din spate și cred că împreună cu cei seniori care au deja o experiență, acest mix cred că nu va face decât ca echipa națională să fie mai puternică, dar trebuie să existe multă pozitivitate și mult optimism din partea tuturor. Cred că ar trebui să încetăm cu criticele și să încercăm să ne unim mai mult. Sergiu, cum ai trăit momentul de aseară, mai ales că și tu ai trecut prin așa ceva în episodul cu Ekeng? Sincer, stăteam și mă uitam la meci și când l-am văzut pe Eriksen cum a căzut, direct am început să plâng, pentru că mi-am amintit de Ekeng. Am fost lângă el atunci când s-a întâmplat acest moment și lumea crede că în fotbal este foarte ușor, probabil dacă întrebi 10 persoane ce vrei să te faci, din 10, 9 răspund fotbalist, dar nu este chiar atât de ușor. Eriksen are tot, are familie, are bani, joacă la echipe puternice, ia titlul și se întâmplă un moment ca genul acesta, faci în far și la revedere. Și nu e chiar. Eu cred că trebuie să apreciem cu toții ceea ce avem, să încercăm să ne punem targeturi și obiective, să muncim mai mult pentru a fi mai buni din toate punctele de vedere și să apreciem viața care ni s-a dat. Cât de multe marchează un astfel de moment petrecut pe teren în calitate de coechipier, pentru că toată lumea se întreabă ce se va întâmpla cu echipa? Foarte mult. Din punctul meu de vedere, Danemarca la acest turneu final va face doar act de prezență. Poți să ai un caracter, o mentalitate puternică, dar e vorba de viața unui om. Aici nu mai e vorba de fotbal, de bani, de fani, e vorba doar de viața oamenilor și a coechipierilor. Pentru că în mintea fiecăruia, inclusiv în mintea mea acum, i s-a întâmplat lui, mi se poate întâmpla și mie sau oricui din lumea asta. Și atunci nu știu dacă te mai poți concentra foarte mult la fotbal. Drept dovadă și statistica lor, au avut 25 de șuturi la poartă și n-au dat un gol. Eu zic că dacă au și rata penalti, care cu siguranță îl bătea Eriksen, adică... Cât ți-a luat să-ți revii după acel episod? Sau ți-ai revenit până în ziua de astăzi? Mi-am revenit, dar mă gândesc mereu la el. Mi-am revenit în sensul că apreciez altfel viața. Din acel moment am început să mă schimb, să apreciez altfel viața și oamenii, chiar și cei care te înjură sau oricine. Nu pot să mai am o energie negativă față de cineva. Dar să știi că am multe momente când stau și mă gândesc la el și mă gândesc cât de vesel era și ce fel de persoană optimistă era mereu și s-a stins atât de repede. Este greu, în ani trece, dar nimic nu se uită. Câte nopți nu dormi după așa ceva? E și adrenalina meciului. Sincer, din proprie experiență, după ce s-a întâmplat cu Ekeng atunci, au fost cred că vreo 4 nopți în care adormeam pe la 5 dimineața și mă trezeam la 7, adică nici eu nu mai știam dacă am dormit sau nu am dormit. Vă gândiți așa uneori că aveți totul, toată lumea vă invidiază, cum ai spus tu, toată lumea își dorește să ajungă ca tine, iar când intri pe teren și vezi atâtea cazuri și la cluburi mari unde se fac foarte multe teste. Exact, cred că stau și mă gândesc, exact, se fac toate testele, e sănătos, dar îți cedează inima, nu știu, se întâmplă ceva, pentru că nu cred că era o persoană cu probleme el. Și nu-ți mai arde, pur și simplu, ca și cu echipier, când vezi un lucru de genul, poate ca și ca un om, nu-ți mai arde. Erau oameni, am vorbit cu oameni aseară după meci care nu sunt în lumea sportului, doar le place fotbalul și atât, dar și-au spus că nu mai pot să dorm, mă gândesc doar acolo și erau oameni normali, deci... Nu vorbesc doar de fotbaliști, dar foarte multă lume în lumea asta face sacrificii și ceilalți care nu-i vorbesc de bine sau îi vorbesc din frustrare că nu știu ce înseamnă asta cu adevărat. De asta spun, cred că trebuie fiecare să ne uităm la noi, să fim mai buni, să muncim mai mult pentru noi și pentru obiective măreți. Ultima întrebare, nu pot să nu te întreb despre Dinamo. La final se anunță o nouă insolvență acolo. Cum sună asta pentru Dinamo? Să o ia de la zero. Sper să o ia de la zero cum trebuie de data aceasta, pentru că e dureros. Pe mine chiar îmi pare foarte rău, e echipa mea de suflet din România și mă doare că sunt în situația aceasta. Doar ce îmi doresc pentru ei e să o ia de la zero, să facă orice, dar să facă lucruri astfel încât să redevină clubul care a fost odată.